Și cu dosarul de adopție ce s-a mai întâmplat? Că și el cred că este pe lista dorințelor. Eu am făcut tot ceea ce ține de mine. Acum aștept să fiu sunat atunci când se întâmplă în sistem o minune. Încă nu te-au sunat pentru că mi-ai spus, cred că acum aproape 2 luni, că deja ai obținut certificatul de adoptator. Da, se știe că lucrurile astea durează timp. Mi se pare normal să dureze timp, adică nu înțeleg. Am văzut comentarii pe internet al unor persoane, vai că durează mult, vai că nu știu cum. Și o femeie care rămâne gravidă, durează 9 luni până își vede copilul, nu mai zic că în ziua de azi femeile au probleme și poate 10 ani îi fac FIV-uri ca să rămâne gravidă. Adică pentru mine nu este nicio problemă că durează, mi se pare normal să dureze, pentru că nimic în viață care este frumos și minunat nu vine așa de pe zi pe alta. Eu am făcut tot ce ține de mine și acum aștept să intervină destinul Dumnezeu. Observ că tu ai învățat să ai și răbdare. Da, bineînțeles că am învățat să am răbdare. Nu aveam înainte, îți dai seama că oricum când ești foarte tânăr nici nu prea ai răbdare în general. Dar nu, am învățat să am răbdare și asta mă ajută și în trafic.